Vlăduță ne ocupă timpul și bucătăria cu ceva foarte colorat. Foarte colorat. Astăzi e bucurie în farfurie, bucuria grădinarului. Așa cum vă spuneam, am multe legume. Este un preparat de post pentru care aveți nevoie de următoarele ingrediente. Am să încep cu dovlecei, foarte, foarte mici și foarte fragezi. Ceapă verde și usturoi verde. Mai aveți nevoie însă și de păstăi de mazăre. Și acestea foarte, foarte fragede. Cartofi noi, varză nouă. Deci am două legume, ciuperci, două tipuri de ciuperci, ardei gras, dar și leurdă. Leurde. Mi-a zis un coleg care a umblat pe toată planeta că dacă te doare capul, o frunză de leurdă ținută sub limbă câteva minute, ci că strice capul pe loc. Da, și în afară de asta mai are tot felul de efecte din astea benefice asupra... Nu, dar asta e vizibil, adică din start. Ci că să ții leurdă sub... Bine, îți pute gura după aia usturoi, dar asta ce mai contează că nu te mai doare cap. Este destul de discret mirosul de usturoi la leurdă. Se folosește nu numai și alături de urzici, ci alături de ștevie. Adică este o legumă foarte, 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 foarte gustoasă, după părerea mea, și foarte valoroasă. Bun, le fierbem? Am să încep, am să încep însă cu dovleceii, pentru că din aceștia vreau să creez o spumă, un piure foarte, foarte lejer, așadar îi trag într-o tigaie cu puțin ulei de măsline și sare, le adaug foarte puțină apă, le distui practic, după ce îi tai în cubulețe, evident, iar apoi cu ajutorul unui blender am să transform totul într-o spumă. Aceasta este baza pe care urmează să se răsfețe restul de legume. Cartofii și păstăile de mazăre am să le fierb, sunt cartofi noi și fierb foarte, foarte repede. Mazărea în 1 sau 2 minute maxim, cu puțin bicarbonat ca să intensifice culoarea verde, e foarte important, iar restul de legume am să le trag la tigaie împreună cu ceapa și usturoiul verde, însă nu mai mult de un minut sau două, pentru că vreau să-și păstreze valorile nutritive și în același timp vreau să rămână al dente, să fie foarte, foarte plăcute. Un preparat de post, delicios, sățios, cu multe valori nutritive, dar și sănătos în același timp. E de post, dar cu cartofi în pielea goală, nu știu dacă e ok de post.